M-a întrebat cineva care e diferența între cele trei parfum de Marley pe care le am, așa că ți le voi prezenta în ordinea care au ajuns și în colecția mea. Începând cu Leighton, care este un măr sexy. E răspunsul celor de la parfum de Marley pentru Creed Aventus. E un parfum care în același timp dulce, fresh, seducător, ușor elegant, dar care poate fi și ușor casual. E genul de parfum pe care atunci când îl porți, toată lumea îl remarcă, tocmai pentru că păstrează foarte bine echilibrul. Partea bună la parfumul ăsta e că e și persistent, deși nu cel mai persistent dintre cele trei. Cel mai persistent fiind Haltan, care mizează mult pe notă de ud. Ud combinat cu șofran, are și niște paciuli, seamănă într-o oarecare măsură cu Ud for Greatness de la Initio. Totuși, diferența e că Haltan aduce și o notă de praline, o notă de citrice, pe care accentuează mai bine, și o notă de lavandă. În vremea rece, parfumul ăsta are extrem de mult sens și, spre diferență de Leighton, mi se pare că se duce puțin mai mult în zona mai elegantă. Iar cel de-al treilea, cu performanțele cele mai scăzute, este Calan. Când zic performanțe scăzute, gândești totuși la o persistență de vreo 6 ore cu o proiecție bună în prima oră. În termen de parfum de Marley, asta nu e neapărat extrem de mult. Totuși, parfumul e foarte interesant, are o dulceață aparte, o combinație de portocală roșie cu lavandă, cu multe condimente, cu tonk ca prăjită. Dintre cele trei, mi se pare că e cel care se duce cel mai mult în zona de parfum seducător și e singurul care este și unisex.